O femeie din satul mare a primit o factură cam umflată la energia electrică, la un apartament în care nu locuia nimeni. Femeia a sunat la 112, iar ce au descoperit apoi polițiștii a lăsat-o fără cuvinte. Suspiciunea de ilegalitate a survenit proprietarei după ce a constatat valoarea ridicată a facturii de energie electrică, în condițiile în care în apartament nu locuiește nimeni, scrie vocea Transilvaniei.ro. La fața locului s-a constatat că unul dintre vecini s-a racordat ilegal la rețeaua electrică printr-o doză dezafectată, situată în peretele despărțitor al celor două apartamente și prin care un vecin ar fi sustras în mod repetat energie electrică de la apartamentul reclamantei, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 2000 de lei. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de furt.